Potrivit proiectului făcut public pe site-ul Ministerului Culturii, contribuția de 1% asupra veniturilor realizate lunar se adresează și domeniului media. Totodată, ordonanța prevede și majorarea contribuțiilor cinematografelor de la 4% la 5%, iar în cazul în care acestea nu vor asigura anual 20% producții românești din totalul de filme, taxa va crește la 9%. Nici furnizorii serviciilor de internet nu au scăpat de o nouă taxă. Sunt prevăzute contribuții de 1% din încasările lunare, inclusiv pentru serviciile de telefonie mobilă, contribuție care se adaugă prețului pentru serviciile oferite. Proiectul vizează și taxarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc. Doar că este vorba de o dublă taxare de 2% care va merge la fondul cinematografic din sumele colectate la bugetul de stat de la aceștia, în plus fiind prevăzută colectarea unei contribuții de 4% din profitul anual realizat.